Pe parcursul zilei de ieri, Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova a făcut public un sondaj de opinie, datele căreia vom încerca să le discutăm în cadrul emisiunii de astăzi. Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați prieteni! Ziceam ceva mai devreme despre acest sondaj de opinie. Vom discuta împreună cu Roman Mihăieș, analist politic. Bună seara, domnule Mihăieș, bine ați venit! Și Nicolae Pascaru, președintele Mișcării Naționale Voievod. Bine ați venit în cadrul emisiunii Reflector Analitic. Bună seara! Domnule Mihăieș, cu dumneavoastră aș vrea să încep această emisiune și să fac referire la prima întrebare din acest sondaj de opinie, care suna aproximativ în felul următor. În general, dumneavoastră credeți că în țara noastră lucrurile merg într-o direcție bună sau greșită? Și 18% spuneau că într-o direcție bună, pe când 70,2% cred că țara noastră merge într-o direcție greșită. Ca să rămânem albi acestor cifre, haideți să medităm poate asupra lor și să vedem. În spatele lor stau lipsa locurilor de muncă, lipsa unei economii viabile sau care ar fi factorii care determină concetățenii noștri să gândească așa? Cam în toate sondajele care se fac în Republica Moldova, cel puțin din anul 2000 încoace, uneori întrebarea spune dacă sunteți mulțumiți sau nemulțumiți, de cum trăiți, de condiții de trai, alteori se spune dacă sunteți mulțumiți sau nu de cursul țării, dar oricum o mare majoritate de cetățeni, bineînțeles că răspund că nu, deoarece știm foarte bine, nivelul de salarii, nivelul de pensie este destul de mic, nu se compară cu cel mediu european și asta este, dacă vedem în sondaj, întrebările cele mai importante pentru cetățeni, clasamentul este invariabil în ultimii 20 de ani de zile. Da. Și anume șomajul, sărăcia, lipsa locurilor de muncă, salariile mici sunt cele mai importante probleme pe care îi interesează pe cetățenii Republicii Moldova. Și tocmai de aici rezidă, de fapt, acest. Bineînțeles că marea majoritate dă răspunsul ăsta și asta nu este o noutate. Dar e o cifră care trebuie să ne pună pe gânduri, pe noi? Sigur că da, pentru că în momentul în care circa 2-3 milioane cetățeni nu sunt mulțumiți de viața lor, nu sunt mulțumiți de condițiile în care locuiesc, nu sunt mulțumiți de veniturile care le au, este evident că țara se află într-o continuă tranziție și într-o criză economică continuă și este important, bineînțeles, ca să se schimbe ceva în viața oamenilor. Atâta timp cât salariul mediu în Republica Moldova nu va ajunge măcar la 400 de euro, atâta timp noi nu vom putea să obținem o stabilitate socială și o mulțumire a cetățenilor. Asta e legat totul de venitul cetățenilor, e legat de economie, de nivelul mic economic, care nu permite niște salarii mai performante. Domnule Pascaru, asta înseamnă incapacitatea clasei politice de a rezolva anumite probleme? Pentru că domnul Mihăieș spunea ceva mai devreme, noi oscilăm cu mici indici, poate la toate capitolele. Ne menținem aceleași probleme în top, sărăcie, șomaj și așa mai departe. Eu cred că mare parte, da, într-adevăr, când se transmite prin mass media că atâta se fură dintre această țară, totuși, noi avem norocul să trăim într-o societate democratică cât de cât și... Și tolerantă, poate ar zice alții. Tolerantă, nu știu dacă poate să fi numită tolerantă, dar totuși avem dreptul la libera exprimare și mai trece informația așa în masă. Și în momentul când s-aude că s-a furat atâtea miliarde, e clar că poporul nostru retrăiește, pentru că... nu-și vede viitorul într această țară. În țară unde se fură banii statului, totuși este o problemă de a construi acest stat, Republica Moldova. Dacă să comparăm noi viața noastră, moldovenilor din anii aceștia care sunt și cu viața buneilor noștri care au trecut prin foamete, au trecut prin deportări, prin niște momente groaznice, clar că noi acum trăim mai bine, cu mult mai bine, da? La noi, eu nu cred că în Republica Moldova este foamete, cu toate că avem foarte mulți oameni în vârstă, pensionari care nu au de foc, care nu au... Trăiesc la limita sărăciei. Trăiesc la limita sărăciei, dar se poate, este posibil încă de a-și reglementa problemele sale. Tot depinde de administrația publică locală, de administrația publică centrală și de clasa politică care trebuie să facă eforturi
ca să putem face o viață mai bună moldovenilor noștri, să nu plece după hotare. Și eu poate rămân în dimensiunea economică și vă întreb, atunci când a fost adresată întrebarea cât de suntem mulțumiți de situația economică de acum din Republica Moldova, aproximativ 64%, dacă ar fi să sumez, deloc mulțumiți și nu prea mulțumiți. Iarăși sunt niște cifre care demonstrează incapacitatea economiei de a funcționa sau inexistența ei așa cum ar trebui să fie. Am mai spus-o odată, noi am făcut un salt din grădina zoologică în junglă, pentru că această lume modernă, această globalizare ne trezește la niște chemări acestui secol, care noi nu suntem pregătiți. De exemplu, cu mulți ani în urmă, părinții noștri făceau case mari, ca toți copiii să fie alături undeva, chiar făcea câte două, trei case la copii, străia, strângă bani toată viața. Acum copiii au crescut și au plecat toți prin lume și sunt mulți oameni în vârstă care, având câte patru sau cinci copii, n-are nimeni care să aibă grijă de ei să fie acasă. Sunt multe lucruri care s-au schimbat, s-au închis școli care au fost în regiune, copiii sunt nevoiți să plece departe undeva la școală, iar ceva se strică. Sunt stricate niște comunități pentru moldovenii noștri. Este o problemă mare. Aceleași spitale elementare era în fiecare sat, practic. Acum uitați-vă care este situația, pentru că acel potențial care s-a construit în timpul Uniunii Sovietice de mulți, mulți ani, noi acum îl pierdem în 25 de ani de zile și noi nu suntem capabili ca societate, clasa politică nu este capabil să-și construiască mai departe modelul de țară, modelul de un viitor, pentru că în mare parte clasa politică este concentrată pe luptele interne și puțin atenție se atrage la statul Republica Moldova. În mare parte corporațiile au câștigat această țară și avem probleme foarte mare la acest capitol. Domnule Mihăieș, în ultimii ani ne asistăm practic la discuții interminabile axate pe noțiunea de reformă. Avem reforme în orice domeniu, în sistemul educațional, în justiție și așa mai departe. Atunci când au fost întrebați oamenii ce consideră despre aceste reforme și cât de benefice sau cât de eficiente sunt, nu prea eficiente, zic 51-33 și deloc eficiente 17-35. Ce se ascunde în spatele acestor cifre? Noțiunea de reformă cum trebuie să fie înțeleasă și cum trebuie să fie implementată? Bine, noi trebuie să înțelegem că Republica Moldova este un stat post-sovietic care a trecut pentru un război în Transnistria în 92 și orice țară care a trecut pentru un război suferă în primul rând de economie. Și acest lucru se întâmplă și în fosta Iugoslavie, și în Ucraina, și în Georgia, și în multe alte locuri. Da, dar avem 25 de ani de atunci. Avem 25 de ani în care noi, din păcate, am pierdut cu câteva guvernări foarte mult timp. Noi am pierdut mult timp cu guvernarea Lucinski și cu guvernarea Voronin, tocmai 8 ani de zile. În timpul ăsta, România cu Bulgaria și cu țările Baltice au intrat în Uniunea Europeană și în NATO. S-a dezvoltat economic. Acum județul Ilfov și București are PIB-ul pe cap de locuitor de circa 40.000 de euro, mai mult decât Berlinul, ca să vă dau doar un exemplu. Bine, sunt și alte județuri mai puțin dezvoltate, dar realitatea este că în 10 ani România a primit de la Uniunea Europeană 20 de miliarde de euro investiții și cu absorpție de doar 10%, cea mai mică absorpție, apropo. Dar întorcându-ne la Republica Moldova, ne-a pierdut mulți ani de zile și acum eu consider că abia acum, din 2015-2016, mai exact din 2016 s-a început o stabilizare a Republicii Moldova, un acord cu FMI-ul, un acord cu Uniunea Europeană. Avem o susținere a partenerilor de dezvoltare, dar economia nu se ridică într-o noapte și într-un an. Asta să fie un proces destul de lung, din păcate. Să estimăm acest proces, pentru că tranziția... Avem și un blocaj din partea Federației Ruse, să nu uităm că produsele moldovenești nu au acces pe piața Federației Ruse. Astăzi, Uniunea Europeană a publicat pe site-ul din Republica Moldova cifrele. Cifra de exporturi agricole, a produselor agricole moldovenești în Uniunea Europeană depășește de două ori pe cea care pentru Federația Rusă, adică și legume, și fructe, și vinuri, și etc. Deci trendul de a diversifica piața există, dar el va dura mult timp. Și încă una, nu trebuie să ne bazăm doar pe agricultură. E mare greșeală. În orice țară a lumii, agricultura constituie maximum 10% din PIB-ul național. În condiții Republicii Moldova... Domnule Mihăieș, dar până la urmă noi suntem țara agrară, altceva decât... Scuzați-mă, trebuie să facem și altceva. Nu putem să, noi trebuie să înțelegem un lucru. În agricultură trebuie să promovăm ceea ce se numește boierul sau fermierul. Asta este tradiția universală în America, în Europa, unde v-ați duce în Italia sau în Olanda sau în Franța. Există un gospodar care a închiriat sau a cumpărat pământul de la alții
a luat de la stat credite și trebuie să-i ajutăm pe agricultori să investească în agricultură, dar agricultura oricum e subvenționată în Uniunea Europeană, deci nu putem spune miza. Trebuie să salvăm agricultura Republicii Moldova, dar să știm că asta e o chestie de lungă durată. Trebuie să găsim altceva. Deocamdată, unica ce facem noi, noi exportăm forță de muncă. Da, asta nu este bine. Eu sunt de acord și cu domnul Pascaru și alții care spun că nu este bine. Dar asta salvează familiile pentru moment. Pentru cei care lucrează pe scutare trimit bani acasă și astfel este un echilibru social și nu este revoluție. Doamne ferește, să mâncau oameni în paza 6, paza 7, când aveau de mâncare. Dar să revenim la... Foame n-avem în Moldova. Foame n-avem. Însă trebuie să avem un moldavsk prărâb, cum spun unii, un salt moldovenesc în economie. Dar saltul moldovenesc în economie, eu o să votez să-i dai primul Nobel acelui expert sau grup de experți care o să reușească să producă pentru Republica Moldova un document sau un set de politici care să producă. Să revenim poate un pic la acea noțiune cheie pe care am enunțat-o. E vorba de reformă. Ineficiența reformele lor. Reformele se fac ele, dar repet, în economie eu sper că oamenii înțeleg. Noi nu o să putem în termen scurt, nici măcar dacă câștigă socialiștii în 2018 alegeri, în 4 ani, nu o să reușească să facă nimic deosebit. Pentru că, dar ce înseamnă reformă, pe înțelesul celor care ne vizionează reformă, acum? Bine, dacă luăm așa, haideți să luăm două mari categorii. Reforma în economie, reforma în justiție. Asta e cel mai important. Da? Da. În economie noi avem nevoie de o reorientare a politicilor în economie și în agricultură, astfel încât să găsim noi domenii de producție. Dumneavoastră ați spus de agricultură. Eu repet, cu agricultura departe în ajunge că e subvenționată chiar și în Uniunea Europeană. Trebuie să găsim o soluție ca să vină investitori în Republica Moldova să creeze întreprinderi mici, mijlocii. Pe asta ține capitalismul european sănătos. Multe întreprinderi mici și multe întreprinderi mijlocii. Să vină să facă aici, să asambleze televizoare, calculatoare, nu știu, tractoare, mașini, subansamble, etc. Pentru asta trebuie să avem un mediu prietenos economic, să avem un mediu sănătos juridic, ca acel investitor când vine în Republica Moldova să nu îi se fure afacerea, să țină bani într-o bancă în care se poate scoate oricând în țara lui de origine sau în Moldova, să aibă încredere în sistemul financiar bancar și în sistemul juridic. Iată asta, dacă noi atingem obiectivele astea, să însănătoșim sistemul financiar bancar, da, și să facem o reformă în justiție în care judecătorul să dea dreptate, atunci o să avem și investiții și o să avem și creșterea. Domnule Mihail, salarii. Dacă nu mă înșel memoria, nu am acum cifrele în față ca să vă dau o cifră concretă, dar am avut finanțări din partea Uniunii Europene anume la acest capitol, la această dimensiune a reformei în justiție. Bine, domnul Tănase și noi am pierdut tren care era în gară. Cât sunt pertinente. Sunt multe restanțe și domnul Alexandru Tănase, ministrul justiției, a punctat destul de bine. Am primit câteva emisiuni unde dânsul a spus că trebuie să facem ceva cu judecătorii ca ei să dea soluții corecte. Eu aștept de la Ministerul Justiției, ei au promis că într-un timp oarecare o să vină cu niște propuneri. Eu mă aștept să văd care o să fie propuneri concrete, pentru că aici este problema, la judecători. Legile sunt, cât de cât. Și sunt legi care sunt făcute cu experți europeni, dar atâta timp cât judecătorul nu dă o soluție rapidă și corectă, oamenii nu au încredere în actul de justiție. Și aici trebuie ceva să facem cu CSM-ul, măsurile disciplinare, să vedem cum acționăm astfel încât judecătorul să aibă responsabilitate față de oameni. Da. Domnul Pascaru, eu vreau să alunecăm poate un pic în ceea ce numim dimensiunea politică a acestui sondaj și să vedem la întrebarea dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri parlamentare pentru care partid ați vota. Pentru PSRM 35,3, PAS 16,9 și PD 7,4. M-am limitat la astea primele trei care au șanse reale de a accede în Parlament. Haideți să vedem. Celelalte partide rămân la periferia politicului, ce se întâmplă cu ele? Și poate un pic aș vrea să medităm împreună în raport cu fiecare dintre acestea, pentru că, spre exemplu, la PD, cineva zicea crize de imagine, totuși aveam 7,4, este un indice, unii ar zice bun. Pe parcursul acestei emisiuni vom încerca să facem legătura telefonică și cu reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate și a Partidului Democrat, care să ne comenteze și dânsii cum văd aceste cifre. Până atunci, care este viziunea dumneavoastră? Este într-adevăr o competiție care de acum s-a început. Eu cred că să fie într-adevăr o luptă foarte dură privitor la acest an electoral. Eu în studio am avut mai multe cuvinte referitor la reforma sectorului bancar, reformă în justiție. În principiu, omul simplu din Republica Moldova, când aude de reformă, îi pare un cuvânt necenzurat, pentru că, de fapt, toți care au fost la guvernare au distrus tot ce au putut, anume, pentru aceste reforme. Noi acum, în 2018, ne trezim în
într-o țară plină cu datorii, care am luat foarte mulți bani, guvernele au luat mulți bani de la Uniunea Europeană, care au făcut declarații foarte dure față de Rusia și care, de fapt, suntem într-o situație foarte neplăcută. Situația aceasta neplăcută, de fapt, va da rezultatul la ceea ce va fi pentru Republica Moldova o catastrofă pentru viitor. Și dacă cetățeanul nostru la aceste electorale iarăși se va da în eroare, a să avem probleme foarte mari și dintre cei 1 milion care a rămas, probabil mai pleacă încă jumate. Vom rămâne numai cu pensionari, copii și încă ceilalți care n-au dovedit să-și facă pașapoartele. A să fie o tragedie națională. Tot ce a fost clasa politică până acum s-a discreditat la zero, care au mai avut cât de cât o imunitate sau un spirit, au fost distruși într-o această competiție, au rămas Partidul Socialiștilor, acum care sunt în opoziție și mai este o speranță pe ziua de mâine că va putea face ceva. Noi vedem președintele, de fapt, care este practic bombardat din toate părțile. Și acestea sondaje arată aprecierea cetățenilor față de președinte, pentru că lumea înțelege. Nu poți tu ca președinte de țară, cât de tare noi vrea să te lupți împotriva unei mașinării care a câștigat acest stat, care l-a subordonat, care are foarte mult putere financiară. Și de fapt lumea în mare parte apreciază efortul președintelui și acestui partid socialist. Și este o perspectivă, într-adevăr, pe viitor, dacă vine această forță la putere. Pentru că, să nu uităm, în orice țară există acestea jocuri de sub culise, acestea jocuri între corporații, între grupurile oligarhice, între oamenii care lobează interesele. La noi țara este mai mică și acestea jocuri sunt mai evidente. Și noi trebuie să trecem și printr-o așa situație ca pe viitor să avem o imunitate. Pentru ziua de mâine eu cred că Republica Moldova poate să fie într-o alt anturaj, poate să fie a doilea republică care va schimba, se va moderniza și va fi un stat modern mai puternic. Noi știm că, de exemplu, Franța a trecut prin 4 perioade, a devenit a patra republică franceză care acum își menține poziția sa în Europa, Polonia și alte țări. Ele, de fapt, au trecut pentru o perioadă mai dificilă. Acum este un test pentru moldoveni să trecem această perioadă. Este important pentru politicienii de azi, de mâine, să câștige încrederea în cetățenii săi. Pentru că acum este un deficit de încredere față de moldoveni. Dar omul când își pierde încrederea, el lasă mâinile în jos și se pornește așa indiferență în țară. Dar indiferența ce înseamnă? Dacă toți vom fi indiferenți și vom fi incapabili de a începe ceva, pentru că nu avem susținerea din partea statului, de unde va veni impozite? Pentru că, iarăși, ziua de mâine un pensionar trebuie să-și primească pensiile din impozitele care le aducem noi, acești tineri dintre această țară. Da. Dar mulți migrează, pensionari sunt mai mulți. Și, de fapt, noi mergem într-o catastrofă. Dacă nu se va reglementa, de exemplu, acest lucru între aceștia 2, 3, 4, 5 ani care urmează. Domnule Mihăieș, haideți să vorbim despre instituția prezidențială. Mandatul domnului Timofte a cunoscut o criză de imagine, o criză de credibilitate, poate ar fi cel mai corect zis așa. Acum, atunci când vorbim despre instituția prezidențială, ea se clasează după biserică pe locul 2 la capitolul încredere. Evident că și biserica a pierdut ceva procente în topul încrederii, dar oricum se menține. Haideți să vedem. Acțiunile președintelui au venit să readucă acea încredere firească, ar zice alții, într-un șef de stat? Aici, în câteva cuvinte, am vrut să comentez ce a spus domnul Pascaru și ca să leg și cu chestia asta. Deci, într-adevăr, Republica Moldova nu are mult timp ca să se redreseze, ca să demonstreze viabilitatea. Experții europeni, experții americani spun în felul următor. Noi susținem Republica Moldova financiar începând cu 93. Republica Moldova este o țară subvenționată 20-25%, indiferent de guvernare, că au fost comuniști, că sunt democrații, în buget vin din donațiile externe. Deci cam 100 de milioane de Uniunea Europeană pe an de euro și cam 50 de milioane dau americani de dolari. Deci cu ăștia 150 de milioane de euro noi supraviețuim, la limită, fără ca să putem să ne permitem un salt economic,
etc. Deci lucrul ăsta nu poate să continue foarte mult timp. Deja americanii au dat peste 1,6 miliarde de dolari donație în anii ăștia din independență. Europenii au dat cam 3 miliarde. Dacă nu ne învățăm singuri să câștigăm bani, dacă nu devenim autonomi financiar și economic, este evident că într-o bună zi o să apară o întrebare. Băi, ce facem cu Moldova? A fost și de stânga guvernarea. Acum sunt și de dreapta. Și pro-europenii se fură banii de acolo, nu se reușesc să se gestioneze singuri, înseamnă că statul este falit. Haideți să unim o parte cu România, o parte cu Ucraina sau, mai știu eu cum, acolo cu Rusia sau cineva cu Transnistria. Pe, pe unele scenarii posibile. Sunt scenarii diferite, dar Republica Moldova, din punctul meu de vedere, are o singură soluție de a supraviețui. Și aici rolul fundamental îi aparține și partenerul de dezvoltare, dar și în special Federația Rusă. Dacă Federația Rusă ne ajută să redrăgim țara cu Transnistria și nu mai pune diverse condiții care nu sunt de acceptat, potențialul comun care îl avem noi economic și pacea și securitatea investițiilor ar putea să ne dea o dublare a PIB-ului cam în 10 ani de zile. Să fim realiști, nu într-un an sau doi. Dacă reîntregim țara cam în 10 ani de zile, cu condiția să avem două guvernări succesive progresiste, corecte, noi putem să dublăm PIB-ul și să salvăm Republica Moldova. Dacă nu se întâmplă chestia asta, scenariul o să fie foarte diferit, pentru că, repet, nu ne putem autofinanța, nu ne putem susține financiar și asta este o problemă. În ceea ce ține de inițiativa prezidențială, așteptările au fost foarte mari când s-a trecut la alegerea directă a șefului statului. Da. Vă dați seama că noi, oamenii, în toate sondajele, 70% vreau să aleagă în mod direct. Dar oamenii nu știu nici până în ziua de astăzi că cerințele președintelui sunt limitate. Și pe fondul unei crize, întotdeauna Republica Moldova a câștigat o poziție. Uitați, comuniștii au stat 8 ani zile, au pierdut alegerile. Până la comuniști au fost cei care au fost, au pierdut alegerile. Acum este o situație în care mai este un an de zile în față. Într-un an de zile, PD-ul și coaliații săi, care ei au stabilizat țara, dar au anumite relații cu Uniunea Europeană, cu Statele Unite, și acum miza care? Dacă ei reușesc să lupte, cum spune domnul Plahotniuc, cu problemele reale societății, să intervină acolo unde sunt pensii mai mici, salarii, să vină cu anumite ajustări sociale, ei au toate șansele să vină pe locul 2 după socialiști la alegeri cu un rezultat foarte bun PD-ul și să pretindă la formarea viitorului guvern. Dacă însă nu reușesc, oamenii se uită la alternativă. O alternativă, normal, că sunt socialiștii. Cuvântul socialist îi atrage pe mulți. Socialism asta înseamnă social, da? Mai multe pensii, mai multe salarii, oameni, un partid care trebuie să se acopere, să se plece spre oamenii simpli, spre oamenii săraci. Socialiștii în toată lumea nu trebuie să săraci. Și aici președintele țării este o instituție care nu are puterniciri, dar el poate să joace rol decisiv după alegeri. Și anume, conform Constituției Republicii Moldova, președintele se consultă cu Parlamentul, cu fracțiunile parlamentare și dă candidatura primului ministru. Da? Deci o să avem o luptă foarte mare după alegeri, privind viitoarea majoritate. Dar eu mă aștept ca președintele să colaboreze totuși cu Parlamentul și cu Guvernul, pentru că este nevoie de o colaborare instituțională, pentru că avem de rezolvat, în afară de problemele partidelor, noi avem de rezolvat problemele țării. Noi avem, cum spunea foarte corect domnul Pascaru, mai mulți pensionari decât angajați. Noi trebuie să facem ceva cu pensionarii și trebuie să-i ajutăm, corect? Piesa de 1500 de lei mică, oamenii se plâng. Deci eu cred că aici este loc pentru a colabora pe zona socială, economică. Dar cum o să arate rezultatele viitoare alegeri? Eu m-aș teme să spun că tabloul care îl dau sondajele azi și sondajul ăsta și alte sondaje arată un clasament. Socialiștii pe primul loc, unii dau mai mult, alte mai puțin. PD-ul sau PAS-ul pe locul 2 sau 3. Ăștia o să fie finaliștii pe liste. Dar să nu uităm că o să fie 51 de deputați aleși pe circunscripție uninominale, care nimeni astăzi nu poate să facă nicio prognoză măcar aproximativă cum o să voteze cetățenii. Da, dar domnule Mihăiș, eu vroiam să vă întreb, putem merge în aceste condiții pe calea matematică? Iată, am în față aceste cifre, PAS 16,9, PD 7,4 și raportat la PSRM care are 35,3. Oarecum se poate coagula sau se poate vorbi cel puțin ipotetic într-un viitor parlament de o coaliție de dreapta? Ținem minte această întrebare, se pare că regia a reușit să facă legătura cu Igor Grosu, secretar general PAS. Bună ziua, domnule Grosu! Bună ziua! Sunt Vlad Madan, Accent TV. Astăzi, în cadrul emisiunii Reflector Analitic, discutăm despre datele sondajului de opinie făcut public de Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova, care spun că dacă duminică s-ar organiza alegeri parlamentare, următoarele partide
ar avea următorul procentaj. PSRM 35,3%, PAS 16,9% și PD 7,4%. Cât de credibile și cât de relevante se dovedesc a fi aceste cifre pentru partidul pe care îl reprezentați? Vă rog. Credeți în asemenea sondaje? În ultima perioadă au fost realizate mai multe sondaje. Acesta despre care vorbiți dumneavoastră este unul dintre cele mai puțin credibile. De ce? Nu ne se spune cine finanțează sondajul și lumea din târg tot mai mult vorbește că este la comanda PSRM-ului și asta nu ne miră. Faptul că în acest sondaj, în opinia noastră, artificial este ridicat Partidul Democrat, pune multe semne de întrebare. Credeți în acest indice de 7,4 pentru PD sau îl puneți la îndoială? No, ne induce, artificial este crescut PD-ul și asta ne indică că se încearcă a crea o imagine, da? O opinie publică spre o alianță PD-PSRM post-electorală. Dar e posibil o asemenea alianță? Da, ea funcționează bine și acum. Dacă stăm și analizăm cum își servesc unul altuia PD-ul și PSRM-ul câte o minge la fileu, se înscrie perfect în strategia. Dar alianța PAS-PD e posibilă? Nu, nici într-un caz. Noi am declarat nenumărate ori, PAS nu are cum face o alianță cu Partidul Democrat, care a distrus tot ce mai era la capitolul democrației, libertatea presii și așa mai departe. Domnule Grosu, eu vreau să mai aflu un punct de vedere al partidului pe care îl reprezentați. Parlamentul, de fapt, a votat proiectul de lege de modificare a codului audiovizual, care presupune inclusiv combaterea propagandei ruse pe teritoriul Republicii Moldova. Întrebarea în acest sondaj de opinie era următoarea. Care credeți care este atitudinea dumneavoastră față de acțiunile de închidere a emisiunilor de știri din Federația Rusă? Susțin aceste acțiuni, 16,3% și 64,2% spun mă pronunț împotrivă. Ați văzut probabil aceste date, nu le inventez. Nu am văzut ceea ce spuneți dumneavoastră referitor la inițiativa. Cum apreciază respondenții inițiativa? Pornesc de la faptul că pentru noi sondajul ăsta nu este credibil. Și pot să reiterez, atunci când lumea se teme să spună cine l-a finanțat, asta e primul indicator că ceva nu este în regulă. Dar să revenim la această inițiativă. În primul rând, da, noi asistăm la un fenomen îngrijorător, ceea ce ține de propaganda din Est. Este adevărat. Domnule Grosu, cred că ultima întrebare din cadrul acestei intervenții telefonice. Spuneți-ne, vă rog, dumneavoastră și partidul pe care îl reprezentați, dacă ați fi avut un indice mai înalt, ați fi crezut? E problema în indice? E problema în faptul că nu este clar cine îl finanțează? Sau totuși nu, pentru noi sunt companii care, într-adevăr, atunci când fac un sondaj de opinie, prezintă toate datele exhaustive, cine a finanțat, cine a comandat și atunci poți să ai certitudinea că oamenii nu desenează cifrele pe genunchi, undeva în birou. Eu vă mulțumesc. Dar sondajul ăsta e cu mare semne de întrebare, de altfel și altele care le-a mai făcut instituția respectivă. Eu vă mulțumesc pentru disponibilitatea de a răspunde la aceste întrebări. Vă mai așteptăm și în cadrul emisiunii Reflector Analitic. Revenim în studioul la discuție. Domnule Mihăieș, cred că două dimensiuni. Una, cea afirmată de domnul Grosu în raportul a gradului de credibilitate și la ceea ce spuneam un pic mai devreme, dacă mergem pe cale matematică și vorbim de anumite coaliții. Bine. Domnia sa exclude o coaliție cu PD. Eu aici, referitor la sondajul respectiv, am auzit cele mai multe opinii critice. Și nu doar la partid, dar și la experți, pentru că ei, într-adevăr, n-au prezentat sursa de finanțare. De obicei, prima întrebare când faci un sondaj, te întreabă cine a finanțat un partid, un ziar, un ONG, un proiect. Aici au o carență și a doua carență este că nu pot să controleze nici de cum datele. Ei bine, asta este deja treaba lor internă, dar rezerva asta există. Ceea ce ține de... Dar am mai spus că totuși trendurile sunt acelea și ca la toate sondajele. Adică ei n-au ieșit din trend, pur și simplu la socialiști puțin cifre arată mai mari decât la alte sondaje. Dar să admitem că ei poate au avut și o anumită, eu știu, populație care au investigat-o, care era cu viziuni mai de stânga. Însă ceea ce ține de alianțele post-electorale, normal că acum PAS-ul nu o să spună că o să facă alianță cu PD-ul, că pierd electoral. Din punct de vedere
a PR-ului politic, ei fac corect. Ei nu trebuie să spună astăzi că noi facem alianță cu PD-ul sau cu socialistii, normal că o zic, aia, pasul. Deci să votăm pasul, votăm direct PD-ul și la revedere, nu? Atunci, ei au ales tactica asta, spună că ei nu fac alianță cu PD-ul, dar în politică este o vorbă. Niciodată să nu spun niciodată, pentru că întotdeauna după alegeri se fac anumite, se așează la masă, se calmează spiritele, se fac anumite calcule, mai sunt partenerii externi care fac presiuni. Eu cred că prima totuși versiune de alianță post-electorală o să fie cea pro-europeană în formatul PD plus PAS. Indiferent cât aici foarte mult depinde câte mandate o să aibă aceste două partide, pentru că ele nu o să meargă singuri. Normal că în jurul PD-ului o să fie o alianță de partide, posibil că o să fie cu PPE-ul împreună și niște independenți. PAS-ul la fel să discute că o să facă alianță cu partidul lui Năstase și cu, posibil cu PRD-meu. Dar nu figurează acest partid al lui Năstase? El într-adevăr, e într-o codere foarte mare partidul lui Năstase, posibil că el acum e în jur de 1 sau 2%, dar el beneficiază de o televiziune, de finanțări, etc. Da. Aici, ca să concluzionez, prima mână după alegeri, prima soluție și prima variantă o să fie crearea unei coaliții pro-europene în formatul PD plus PAS, orice ar spune astăzi PAS-ul. Restul, combinația, o să discute deja dacă nu va fi posibil asta. Domnule Pascaru, rămân la ultimele cuvinte enunțate de domnul Mihăieș. Anumite combinații urmează să fie discutate. Cum vedeți după 2018? Și raportat la acești indici, pentru că dacă e să vorbim de PSRM, domnul Mihăieș zicea că poate anumite cifre ar fi cu un anumit avantaj. Și la capitolul credibilitatea personalităților politice, ierarhia rămâne a fi aceeași. Dodon 25%, Maia Sandu 9,1% și Filip cu 2,1%. Cum a spus tovarășul Stalin, nu are importanță cine și cum alege, este important cine numără toate voturile acestea. Dacă să facem așa, să trecem cu vederea pe un parlament, să vedem câți au intrat în parlament și din care partide și cum s-a schimbat toată spălătoria asta și cum voi ieși din parlament. De fapt, sunt niște prognoze așa mai sceptice care poate să fie. Situația cu PAS poate să fie, de exemplu, pe viitor, PAS poate să fie presat de Occident ca să intre într-o alianță cu Partidul Democrat, pentru că ei tot înțeleg că Partidul Socialiștilor poate să fie un pericol pentru ei. Noi vedem în mare parte Partidul Socialiștilor este un partid statalist, dar cu niște relații foarte bune de prietenie cu Federația Rusă. Având în vedere că la noi Republica Moldova se petrece un război a patra mondial sau a treia mondial între aceste puteri, supraputeri, Statele Unite și Rusia, clar că se va folosi și se va juca pe spectrul ăsta geopolitic. Și noi să nu uităm că doamna Maia Sandu, fiind ministru, a fost într-această coaliție, în alianța 1, 2 și a 3-lea și toate ce s-a petrecut într acea perioadă, s-a petrecut anume într această alianță a Partidului Democrat, PLD-MEU, în care a fost această echipă și pentru ei nu poate fi ceva, domnul Mihai își drept spune, nu poate fi ceva ieșit din comun dacă Maia Sandu va fi cu Partidul Democrat într-o alianță. Deci, poți să găsească o soluție de premier, de consens. Deci, foarte mult se contează figura premierului. Premierul poate să nu fie, de exemplu, poate să fie impusă o soluție, pentru că noi cunoaștem la alegerile prezidențiale, de fapt, erau doi candidaturi puternici, așa aș spune domnul Năstase și Maia Sandu. La acel moment, potențialul, eu cred că îl avea domnul Năstase. După acelea proteste, după atâția oameni aduși în piață, într-adevăr era o putere, dar am văzut că la un moment dat domnul Năstase a fost, eu cred că, presat și s-a dat într-o parte, așa în umbră, și a înaintat-o pe doamna Maia Sandu. Vom vedea ce va fi, dar eu cred că... Revenim la discuție. Este pe fir domnul Vitalie Gamurari, purtătorul de cuvânt PD. Bună seara, domnule Gamurari! Bună seara! Mă numesc Vlad Madan, în cadrul emisiunii Reflector Analitic de la Accent TV. Astăzi discutăm despre sondajul de opinie prezentat de Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova. Și aș vrea să vă întreb, la sigur ați văzut datele, dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri parlamentare, PD-ul ar acumula 7,4. Cât de veridice considerați a fi aceste date și dacă vă conduceți, luați în considerație aceste cifre? Eu pot să spun că
pe parcursul, cel puțin ultima jumătate de anul, sau cea de-a doua jumătate a anului 2017, noi am organizat mai multe, sau am comandat mai multe sondaje pentru a vedea situația reală și ceea ce a fost foarte clar, inclusiv la finele anului, că toată activitatea Partidului Democrat s-a văzut, sau și-a dat anumite rezultate. Deci când s-a crescut, s-a ajuns până la, dacă noi nu depășam o cifră destul de mică la bun început, deci neîncrederea în guvern, în guvernare în general, ca până la urmă, deci s-a schimbat situația. Evident că luăm în considerație toate sondajele sociologice, ne uităm și inclusiv și cum au fost comandate, cât sunt ele de independente. Nu vreau să comentez pe cât este independent acest sondaj, deci nu am spus nici de rău, nici de bine, doar că eu spun că luăm în considerație... Dar considerați că... Domnule Gămurar, considerați că cifra reală raportată la încrederea PD-ului este mult mai mare? Sau o altă cifră? Eu reiesc din cifra care a fost prezentată la începutul decembrie, dacă nu mă greșesc, sau finele lui noiembrie, unde noi am depășit cifra de 10% în acest context și rămân în continuare încrezut că acea era cifra reală. Actualmente, deci iarăși luăm în considerare luna ianuarie, când a fost făcut sondajul, iarăși marja aceea de care există, de 3%, nu știu cât este de mai mare sau mai mică, dar evident că vom lua în considerație acest sondaj, fiindcă pentru noi contează că avem de lucru până în parcursul anului 2018. Sondajul zice că în viitorul parlament ar accede 3 partide, PSRM, OPAS, PD. Este posibilă o eventuală alianță cu PAS? Noi am vorbit de la bun început de fiecare dată că Partidul Democrat este deschis pentru cooperare cu oricare partid care împărtășește viziunile noastre de integrare europeană. Noi niciodată n-am condiționat anumite alianțe care pot fi după alegerile parlamentare din 2018, n-am spus că un partid este mai binevenit sau alt partid mai binevenit. Dar PAS-ul va aduce o serie de acuzații, cel puțin pentru liderul, domnul Plahotniuc, pentru anumiți membri ai partidului. Asta ar fi un impediment? Eu și nu odată am spus că noi nu trecem la persoană, nu trecem la acele acuzații, deci din simplu motiv că nu se știe, și asta trebuie să înțeleagă fiecare partid, asta presupune maturitatea politică. Nu se știe care vor fi rezultatele după alegerile din 2018 și care pot fi coaliție. Practica internațională și în special cea a Germaniei din ultima perioadă demonstrează că partidele politice care trec în Parlament sunt obligate să găsească numitor comun pentru a asigura interesul cetățeanului și alegătorului și în binele țării sale. Deci noi reșim din acest aspect și de aceea nu vin cu anumite acuzații și nu încercăm să spunem acum anumite condiționalități, încă nu ar fi fost corect din punct de vedere. Domnule Gămurar, ultima întrebare, cred că în cadrul acestui apel telefonic, spuneți-ne, vă rog, ați făcut referire ceva mai devreme și la practica internațională. Cine ar fi în drept să creeze viitorul guvern? O coaliție sau partidul care a acumulat cele mai multe puncte? Deci, reieșim din mai multe practici care există în diferite state, fiindcă este Marea Britanie care are peste 600 de ani de practică parlamentaristă, este Germania, Japonia care după 45 încoace a început să acumuleze anumite practică. Situația Republicii Moldova demonstrează de fiecare dată atunci când există un interes a mai multor partide și ele pot crea o majoritate, atunci ele își asumă acest act de guvernare în stat și în cazul dat Republica Moldova. Nu vorbesc acum în special despre Partidul Democrat sau alt partid, dar aceasta este tot o situație când mai multe partide, fiindcă este democrație tânără, mai multe partide care au acumulat majoritatea, au aceeași platformă, deci ar fi trebuit ca ele să-și asume această guvernare pe viitor. Domnule Gămurar, eu vă mulțumesc pentru aceste explicații și vă aștept și cu alte ocazii în studioul Reflector Analitic. Vă mulțumesc frumos. Domnilor invitați, haideți să revenim și poate să comentăm un pic afirmațiile domnului Gămurar și respectiv să vedem dacă împărtășiți aceeași viziune. Nici da, nici nu, domnule Mihăieș, în raport cu... Prin interviul domnului Plahotniuc a spus foarte clar că prima lor opțiune este o alianță pro-europeană. Da. Este evident pentru oricine că PAS-ul și PD-ul vor fi asistați de societatea civilă, de liderii și membrilor de partide, că o să fie o presiune foarte mare ca să facă o alianță pro-europeană. Asta este evident lucrul ăsta. Asta s-a întâmplat și în 2009, dar e posibil atunci 2010. Când PAS-ul strică toate oalele în capul liderului PD? Dar aici am să spun ceva foarte important. Aici foarte mult o să depindă de figura de compromis a viitorului premier. Pentru că trebuie să facem un guvern împreună, da? Și dacă se va găsi acea persoană de compromis care să fie acceptată și de PD și de PAS, o să fie mult mai ușor
pentru aceste două partide să găsească limbă comună. Dar pentru asta ele vor trebui să aibă împreună majoritate parlamentară. Asta e prima condiție. Altceva este că dacă nu se vor înțelege pasul cu PD-ul, așa cum spune domnul Gămurari, PD-ul poate discuta cu oricine intră în Parlament. Dar este evident că PD-ul nu va putea să facă o alianță anti-europeană, nici cu PSRM-ul, nici cu nimeni. Poate să fie și varianta de guvern minoritar, care a mai fost odată, dacă vă aduceți aminte, chiar dacă nu a fost una de succes, în care PD-ul să încerce să formeze un guvern și să ceară susținerea Parlamentului. Poate să fie o negociere cu PSRM-ul, dar pentru asta PSRM-ul va trebui să facă un pas înapoi, să nu mai ceară denunțarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană ca primă condiție. Pentru că nu poate PD-ul să facă o alianță cu PSRM-ul care cere denunțarea acordului de asociere. Revizuirea, ziceau, de fapt. Sau revederea, să nu fim atât de categorici. Asta a spus domnul Dodon, mai nuanțat o leacă. Dar PSRM-ul are în program chestia asta, denunțarea acordului de asociere. Trebuie să renunță la chestia asta ca să fie posibil orice negociere privind investirea unui guvern. Deci, datele problemei sunt mai mult sau mai puțin clare. Cine cu cine poate să facă alianță. Dar foarte mult, foarte mult o să depindă de scorul partidului. Că dacă PSRM-ul pentru un concurs de împrejurări ajunge să aibă singur 51 de mandate, eu mă întreb ce o să facă PSRM-ul. E posibil cu un indice de 7,4 la ora? Eu văd 2-3 sondaje care PSRM-ul are în jur de 50%. Și eu nu pot să zic că toate 3 sondaje sunt falsificate. Eu pot să înțeleg altceva, că în circunscripții PSRM-ul crede că are un avantaj din faptul că este un singur tur de alegere. Dar eu am atras atenția că în circunscripție nu se va vota Dodon sau Greceane sau Partidul Socialist, se va vota persoana concretă. Și aici depinde foarte mult să vedem câte personalități are PSRM-ul în teritoriu, ca să le lanseze și oricare alt partid. Deci s-ar putea întâmpla că din teritoriu să nu fie calculi de acasă, nici a PD-ului, nici a PSRM-ului, să vină mai mulți independenți și care să schimbe raportul de forță în Parlament. Domnule Pascaru, se poate schimba raportul de forțe datorită celor din teritoriu? Aici mai mult lucrează acest principiu, un partid mai puțin să alege, dar el să impune. Având în vedere experiența PD-ului după 2009, care a venit cu puține procente în Parlament, dar datorită strategiile sale, anume strategiilor, au distrus cele mai mari baricade și cele mai puternice partide care sunt la noi în Republica Moldova. Ar fi interesant momentul după aceste alegeri când ei vor avea frică și pasul toate partidele ca să înceapă o conlucrare cu PD-ul. Pentru că PD-ul este mai mult ca un partid în Republica Moldova, într-adevăr este un suprapartid și în artele marțiale sunt niște procedee în judo. În momentul când se prinde acest kimono, această haină albă, sportivul poate să facă orice, dacă el este maestru, poate să facă orice procedeu care să câștige adversarul. PD-ul are un exercițiu, să treacă în Parlament, va trece în Parlament, va avea mâinile deschise. Și eu cred că va trece. PD-ul va fi partidul arbitru, aici că să ajut pe domnul, ca să spun domnul Pascaru, PD-ul va fi centru de discuții și PD-ul va decide alianța, sau cu stânga, sau cu dreapta. Pasul cu PSRM-ul nu poți să facă alianță nici de cum. Pasul e un partid pro-american susținut de americani, PSRM-ul susținut de Kremlin. Kremlinul cu americanii nu o să facă niciodată guvern în Republica Moldova. Și aici PD-ul poate să joace la ambele mâini. Așa și depinde foarte mult de matematică. PD-ul are în rezervă această jumătate de an pentru a aduce niște exemple bune pentru țară, pentru poporul din Republica Moldova, ca să fie simpatici într-această companie electorală. Dar domnule știind Pascaru, realitatea care se face... Da, dar eu fac referire la cifre, la gradul de credibilitate Pavel Filip în calitate de premier 2-1. Bine, premierul, vedeți că un alt sondaj are 8%. Problema nu e în partid. PD-ul este partidul care astăzi, cum iubesc e cuvântul ăsta, îi livrează stabilitate. Au restabilit finanțarea cu europenii, cu americanii și ei merg pe probleme. Măresc pensiile câte o leacă, măresc salariile câte puțin. Deci asta contează. Asta contează foarte mult pentru că, cum spunea domnul Pahonic, ei luptă nu cu adversarii politici, dar luptă cu problemele țării. Și tactica asta e mai bună și mai fezabilă decât aceea să te lansezi în atacul. Unica opoziție, unica putere care poate să intre într această luptă într-adevăr, o luptă mai cruntă în electorale poate fi Partidul Socialiștilor, care într-adevăr are un program foarte interesant, sunt în opoziție și strategic, geopolitic, sunt axați pe alt vector decât Partidul Democrat și celelalte partide.
Pentru noi poate fi un examen foarte interesant aceste electorale, care poate să ducă la un rezultat foarte neașteptat. Și clar că depinde foarte mult și de cetățenii noștri care a să meargă la vot, dar că va fi o luptă puternică este evident. Regia ne spune că avem 30 secunde la dispoziție. Eu am o întrebare pentru ambii invitați. Spuneți-ne, vă rog, în contextul acestor ipoteze, unei coaliții PD-PAS, asta ar însemna, nu știu, iarăși, ipotetic vorbind, Maia Sandu premier, Plahotniuc speaker? Așa ar însemna și repartizarea fotolilor? Credeți în acest scenariu, domnul Mihai Scurt? Eu, pentru moment, nu cred că s-a pus toată schema și nu e nimic clar. Nu e nimic clar până când nu se văd rezultatele alegerilor. Abia după ce vor fi rezultatele alegerilor, se va începe discuții reale privind formarea viitorului majorității parlamentare și a guvernului. Mulțumesc, domnul... Socialiștii trebuie să câștige aceste alegeri majoritatea, pentru că într-această țară socialiștii nu au aliați. Asta va fi o mare greșeală dacă va merge la guvernare cu alte partide, inclusiv cu PD-ul, pentru că agenda de lucru este cu totul alta. Dar și aici probabil punem punct la emisiune. Un singur moment poate de concretizare, atunci când concetățenii noștri au fost întrebați cu cine ar vota, cu ce partide. Acum, ca să nu pierdem timpul, nu găsesc aceste cifre. Domniile voastre, ați vota cu aceste partide pro-europene, precum spunea domnul Mihăieș, sau ați merge pe investirea unui grad sporit pentru președinție, pentru ca oarecum echilibru să se mențină? Domnul Mihăieș, iarăși... Președintele nu participă la alegeri, poate doar dacă nu se duce cap de listă, cum discuta într-o emisiune la un post de televiziune, ca să ridice partidul pe listă. Din punctul meu de vedere, PSRM-ul și-a fidelizat electoratul pro-rus și are o singură problemă. Să încerce să devină un partid care să deschidă ușa și spre partidele pro-europene ca să poată eventual să pretindă la o negociere post-electorală. Dacă rămâne cu ușa închisă ferm și rămâne pe poziția de denunțare a acordului de asociere, atunci nu va putea să intre la guvernare. Domn Pascaru. Prioritate va avea partidul care se va axa problemele interne, nu pe acestea fantazii sau niște utopii care încearcă de acum Partidul Liberal să le facă, niște proiecte realiste, concrete, care va putea ridica Republica Moldova și se va axa anume în afara acestui vector extern. Domnilor invitați, vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune, pentru punctul de vedere exprimat. Vă aștept și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, sunt Vlad Madan, vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă, rămâneți alături de Accent TV.